septembrie 2020, este legat cu servite și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 11 consilieri din proporțional de 12. Se pare că întârzie de un consilier Talaban Ali. E pe drum. Conform instituției anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Sulugiu Daniel. Cine este pentru urmă? Deci au votat 9 voturi pentru. Sunteți împotrivă? Este împotrivă cineva? Se abține cineva? Absente. Da. Și două abține. Cred că suntem la ultima ședință din mandatul acesta. Vreau să le mulțumesc cetățenilor că mi-au acordat un mandat de 4 ani, care cred că l-am adus în deplinire cu bine. Altceva vom vedea după 27, după duminică, cum se va forma nouul Consiliu, cine va veni în nouul Consiliu, care va fi primar. Sperăm să fie liniște în comună și să lucrăm pentru cetățeni. Care să vină. Da. În legătură cu procesul verbal de la ședința anterioară, vreau să întreb dacă cineva mai aveți ceva de adăugat sau completat. Dacă nu, îl supunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Da. Abține. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea articolul 1 din hotărârea Consiliului Local Livez, numărul 34 din 24/8/2020, privind subvenționarea din bugetul local al comunei Livez la taxe de salubrizare pentru persoane fizice pe anul 2020. Și proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției conform documentației tehnico-economice numărul 40/2020, întocmit de SECE Angiser Consult SRL Unești, având denumirea amenajare cu covor asfaltic, parcarea, zona poliției, magazin central, sat Livez, comuna Livez, județul Bacău. Da. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru acest proiect? Nu vă mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Da. Trece vrea să vă spunem. Deci, unde este acum? Da. Propun Consiliul Local ca să începem cu punctul 3, 2 și după aia unul cu rectificarea bugetară. Fiindcă are legătură. Dar aș vrea să două cuvinte. Da, spuneți. Nu, stați un pic, stați un pic, mă dau cuvântul, nici fel de problemă. M-am un pic, dacă vrea să propună diverse, am văzut că avem și un cetățean în comun, din comun aici. Da. Dacă are... Da. Cine? Da. Așa, dar are consilierul de doamnă.
Deci dacă vreți să aprobăm și diverse. Deci dau urmă la probleme, da. Să avem și diverse probleme. Da. Bine, atunci s-a aprobat și punctul numărul 4. Cine este pentru? Diverse. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Pentru punctul diverse? Da. Ne abținem la totul de ordine de zi. Și era normal să ne abținem și la diverse. Da. Nu vreți să dați ce trebuie să vorbesc, asta e problema. Da. Înainte de ce pe ordine de zi, vreau să vă spun ce activități am avut pe la ședința anterioară până acum. Deci, aproape am finalizat cam toate proiectele, am finalizat poturile, am finalizat centrul civic, finalizat șarpanta de la Prăjoaia la școli, am rezolvat o parte o problemă cu apa, am dat drumul la investiții în proiectul în grădiniță, am realizat cele 10 stații de autobuz pentru elevi. Deci sunt multe lucruri care s-au făcut în aceste 4 luni de când am preluat mandatul de viceprimar, împreună cu toți consilierii și posibilii număr, viceprimar cu atribuții de primar, Coacă Vasile Gabe, Mocoi, Ardeleanu, Giurgiu, Tărcuță, Hârgureanu, Anei, Ursu, Dan Costea, care a susținut și a pierdut mandatul din cauza că nu a acceptat mai multe compromisuri, a acceptat să facem ceva pentru cetățeni. Am făcut și documentație pentru extindere de gaze, deja am aprobare și vom duce în toate satele gaze. Aprobarea e veche din 20 de ani. Domnule, nu mai vorbesc prostii. E din 20 de ani. Aveți timp să nu vă luați drepturile noastre voi. Domnule. Dar mai pot, îi explodez, nu mai pot. Știu, dumneavoastră sunteți un firii mai mult. Acum 23 de ani pe toate satele. Ce oblați cu prostii? Domnule, lăsați cu prostiile când am sătrat în 30 de ani. Ei. Uitați documentarea. Se găsesc la sediul primăriei. Oricine poate să verifice adevărații consilieri care au luptat pentru această comună și vor binele comună. Nu doar numai să venim și să arătăm că ce am făcut noi cu 30 de ani sau 50 de ani când am fost... Am făcut mine. Documentația rămâne. Orice spune dumneavoastră rămâne. Rămânem cu pavele, rămânem cu poduri, rămânem cu investiția la grădință, rămânem cu absolut toate care s-au făcut. Și stațiile rămân. Și se văd cetățenii care, cu adevărat, vor binele comunii, văd ce am realizat. Văd. Rămân, nu-i luăm acasă. Nu-i luăm nimeni acasă, rămânem. Chiar... Extinderea de gaze. Extinderea de gaze constă prelungirea. Deci numai pe aia 4,8 km care s-au făcut până acum, care proiectul a făcut în 2016, s-a finalizat, cum s-a finalizat în mandatul ăsta. Numai minciune am avut în campanie, că nu absolut. Documentele sunt puse la dispoziție de orice cetățean care doresc să știe adevărul, nu minciune. Nu minciune. SRM-ul este contat în 2015-2016, finalizat cele 4,8 km de gaze, care știți să extinde de la Bărăneasa până la Orșa, acum facem extindere și în sate, să înțeleagă. Am făcut, am vorbit cu un proiectant, am făcut documentația, avem și sumele, dar n-am primit o să vă citesc acum, că încă trebuie să vedem cum găsim situația banilor, întrucât acest guvern, de PNR-ul și USR-ul, vă arăt aici ordonanța guvernului, primul ministru Ludovic Orban, nici măcar nu ne regăsim. Comuna le vezi pe hartă. Și vă citesc. Comuna Bârsănești, 2 miliarde jumate. Comuna Verzunț, 2 miliarde jumate. Comuna Hrecin, 6 miliarde 870. Iar Livezul nici nu există. Nici măcar cu zero. Cum poate să spună construim? Povești? Ba, este monitorul, îl publicăm și-l vedem. Rectificarea bugetară ar trebui să o avem, ca să-și treacă toată lumea. În fiecare an, în luna septembrie, guvernul rectifică și alocă bani pentru comun. Noi nu am alocat nimic nou la acest guvern. Se pare? Au dușmănie bună pentru această... Face scapare electoratul ședința Constituțiu! Facem prezentă... Face scapare electoratul ședința Consiliului Comisiuni! Vă rog! În parere! Faceți și vreau, este, se vede, se vede clar guvernul, reprezentat prin primul ministru, Ludovic Orban. Așa este, nu 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 este, nu
De ce au ciudă pe noi cetățenii comuni? De ce au ciudă pe noi? Nu știu, înțeleg. Păi da. Hai să lăsăm. Politica. Acestei țări, care noi nu facem parte, nu existăm din viziunea voastră. Nu existăm. Să te aradia. Să vedem dacă o să câștigați alegerile. Ce ați promis, să vedem cu ce sume faceți ceva. Atunci să vedem. Dați explicații cetățenilor cu ce construiți, fără bani nu se poate face nimic. De ce nu ne-au dat și nouă ceva? Comunele peneliste, 7 miliarde. Și comunele peseniste, 2 miliarde și jumate. Dar noi nu suntem nici de un fel, domnule. Nici de un fel. Nici de un fel. Încep cu proiectul numărul 3, de primul Dragăsiu. Domnul, vă dau cuvânt, aveți două cuvinte vreau să spun și eu și după aia vă promit că nu o să mai vorbesc. Ce te vorbim în casă? Promiți. Hai, vreau să zicem că mă iau dreptul. În primul rând, vreau să subliniez și să aduc în atenția Consiliul Local de ce mă abțin la aceste proiecte de hotărâre. Pentru că, în primul rând, vin în fiecare ședință cu proiecte care sunt suplimentate, fără să le avem la cunoștință din termenul, cum spune legea, cu 5 zile înainte să ne putem documenta. Una la mână. A doua la mână vreau să vă spun că dumneavoastră sunteți atacați, deci ca și conducerea primăriei, din nou contencios administrativ. Iar a treia problemă aș vrea să o pun punctual și să ne spuneți și nouă, Consiliul Local și cetățenilor, discuțiile care sunt în ultimul moment în comună cu înființarea acelor posturi de consilier local, de consilieri ai primarului, consilier personal ai primarului și ai viceprimarului și să ne spuneți cum ați reușit dumneavoastră să stabiliți acele salarii în care ați fi dat orice regulă. Dacă vreți să ne puneți la dispoziție salariile care au fost în luna iunie și care au fost validate și votate în Consiliul Local în aceeași lună și mărime. Să ne puneți la dispoziție și faceți o diferență ca să înțeleagă cetățenii. Mulțumesc frumos! Cu ce vreți să începi? Cu salariul? Cu ce vreți să începi? Am dat dumneavoastră. Am dat dumneavoastră. Înțelegeți ce răspund. Cu salariul în primul rând. Știți foarte bine. Eu m-am ridicat aici. Vă dau cuvântul, avem dreptate să răspund, cum am întrebat, nu? Ei, nu vorbim toți în rând. Deci vrem cu salariile să înțeleagă. Am fost împotriva tot timpul și când m-au văzut toți cetățenii comune. Ați făcut discriminare în tot ce înseamnă cetățenii sau angajații comune. I-ați bulversat, i-ați înnebunit. Nimeni nu mai știe să mai lucreze. Aveți sens unic. Avem nu știu. Profitați de faptul că ați stat 4 ani și nu ați reglat problemele salariaților. Veniți acum în urmă ce nu se rezolve problema care n-ați rezolvat dumneavoastră pe 4 ani de zile. Sunteți o rușine. Arătați ca comuniști. Venim și facem sens unic în primărie. Dăm afară oamenii. Nu suntem în dictatură. Nu suntem comuniști. Suntem liberali. Mai ales ce politică faceți dumneavoastră? Liberați sau comuniștilor? V-ați pozat în fața primăriei? Să dați afară? De ce nu i-ați făcut dați afară? Primar, cum ați fost? Interimar. Ați spus pe pagina de Facebook că nu ați fost susținut de PSD. Da. Că vi s-au blocat toate proiectele PSD. Așa. Cum dumneavoastră mințiți? La toate proiectele dumneavoastră PSD-ul a ridicat mâna. N-a fost un proiect să nu treacă. Vă mai aduceți aminte sau l-ați uitat? Am vorbit. I-aduc o aminte că i-am vorbit de finanțare. Nu de finanțare. Ați spus niciun proiect de-a meu nu a fost trecut de PSD. Dar aici este un proiect, ziceați, ziceați. Ba nu,
Da, nu, nu. Dar există un proiect? Că n-ați făcut nimic. Mi-ați respins proiectele care am venit în calitate de consilier cu cei 5% v-aș să ne numă. Rezolvarea problemei cu apă care n-am rezolvat nici acum. Dacă puteți da răspuns la ce probleme au cetățenii, salariile și costurile înființate, voi înființate. Dumneata, domnule, lasă postule. Dumneata ți-a angajat copilul aici care n-a fost o zi. Se vede bine. Domnule, ce să se verifice? Întâi și întâi
care-i problema? Da! Și, și apoi ești PSD-ist, da? Doi! Domnule Surugiu! Dar nu mă întrerupe, nu mă întrerupe, nu te-am întrerupt, am trecut din urmă! Oprește-te, șoferule! Fii atent, dacă s-ar acorda premiul Nobel pentru mincinoși, l-ați câștigat voi! Voi! Bun, 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 bun! Este o rușine că umblați prin sate și cerșiți voturile oamenilor cu un condamnat penal de două ori definitiv, Johnny Crăciun. Este o rușine națională. După ce ne-a lăsat fără apă, că a renunțat la cele cinci fântâni din Fântul Poiana. Bun, doi, a scurtat programul de, cum să spune, proiectul care trebuia să aducă în toate satele gazele. L-a scurtat la 500 de metri într-un stat aici și celălalt a zis. Și incompetență. De asta am instalat și trebuie să rezolvăm problemele cetățenilor noastre, personale, să ne facem contracte, să ne facem fel și fel. N-are nicio problemă, o să vadă și asta. Hai să trecem la ordine de zi, că n-are rost să mai vorbim. Începem cu punctul 3, așa cum am hotărât, fiindcă să o luăm un pic, propunem investițiile, după care o să reverificăm bugetul. Deci, proiectul numărul 3, care va fi numărul, proiect de hotărâre, privind aprobarea investiției conform documentației tehnico-economice numărul 40 pe 2020 în domeniul de 10 anti-ser construcțiile de unii, având denumirea amenajare cu covor, asfaltic, parcare, zona poliției, magazin central, sat Primesc, comuna Libesc, județul Bacău. Aici este vorba. Se vede că noi construim un țipăl și nu acuzăm. Am să facem treabă și în ultima ședință de Consiliu Local am să facem treabă de cetățeni și se vede, nu trebuie să mai spunem la nimeni. Numai să întreb, să vorbim și lucrurile. Uitați, avem documentația care o aprobăm acum. Se va asfalta parcarea, zona blocului cu poliții, tot era ușată. Avea probleme tot timpul. Aduceau cu ploaie, tot balast în curtea poliției. Da. Accident care știți foarte bine că s-a întâmplat în zona magazinului acolo. Deci o să facem o parcare, cred că ne face cinste când o să vadă acolo cum o să vadă. Și o să rămână ceva urmăs. Și alege, în primul rând, nu mai pune în pericol situația, problema, situația a copiilor, a cetățenilor care trebuiau expuși și mergeau pe șosea și aveau oricând puneau viața în pericol. Deci cred că am rezolvat un lucru bun și se vede și în ultima ședință de Consiliu Local. Noi, consilieri, care aici am să facem treabă pentru comună, nu să ne apărăm interesele noastre. Nu am nimic de interes, am să facem treabă. Se vede. Dar cu ce asta nu se vede, am venit. Prin Consiliul Local, am trecut orice proiect prin Consiliul Local, am venit transparent, n-am venit doar numai cu sume și am venit să ne-am explicat tot timpul ceea ce facem în așa. N-am scos sume să facem grupul sanitar, dar să nu ducem apă. Și suntem noi de bine ca grupul sanitar, dar n-am dus apă. Noi, eu trebuia să rezolv problema în 4 luni de zile ce am făcut-o în 4 ani. Trebuia să rezolv 4. Eu, că am rezolvat destul, pentru că pentru 10 ani sau 20 de ani, dacă mă alegeți de ține, nu o să rezolvați ce am făcut în urmă. Eu vă garantez, și o să vedeți ce înseamnă, vă garantez, o să mă vadă toată comuna și mă punțați. Vă garantez că dacă vineți la putere, au de suferit. Au avut 4 ani și o să mai am mult, mult de aici încolo. Fiindcă prima care a venit a făcut distrugerea comunei fără alocați în urmă. Ați început cu stânga. Da. Comisiile de specialitate? Comisia 1, favorabil. 2? Favorabil. 3? Pentru că este inițiat de persoane care nu au dreptul să ocupe aceste funcții, dau aviz negativ.
Gata, gata, domnule! Lasă obligatorul care a venit cu banii de drumuri! Ne-o luam noi împământul, comuna noastră! Nu a venit nimeni să ne iasă, nu a venit nimeni întrebat dacă avem un parcare, să nu facem o șanță. N-au venit, sau dacă nu trebuie în postul de poliție apa, n-au venit să ne întrebe nimic. Sau dacă au fost afectați cetățenii care au intrat gheață, ați fost și ați fost inundați, n-au venit să întrebe cineva nimic. Nu e păcăriți oameni, prostiți oameni. Gata, ne ajung. Domnul președinte, Domnule, da. Proiectul de hotărâre privind modificarea. Articolul 1. În hotărârea Consiliului Local, divers, numărul 34, din 24-8-2020, privind subvenționarea din bugetul local al comunei divers a taxei de insalubrizare pentru persoanele fizice pe anul 2020. Aici vă explic. Ședința trecută am aprobat această rectificare pentru modificare. Am venit în sprijinul cetățenilor cu 50% reducerea taxelor de gunoi, de la 90 de lei de persoană an, am venit cu 60 de lei. Numai că acolo s-au omis, s-a trecut o mică greșoală, n-am și spus și data, începând cu data din 1 ianuarie 2020. Asta se face acolo. Am venit clar, la obiect, toți cetățenii beneficiază de această reducere. Începând, cei care au plătit vor fi scutiți, banii o să rămâne pentru anul viitor. Deci am intrat în sprijinul lor, cu tot că nu primim bani, noi am primit în sprijinul cetățenilor. De ce se întâmplă cu cei care au plătit? Anul viitor, nu ce s-a plătit. Dar nu poate să-și ridici banii, nu poate să-și ridici. Explicați-vă. Deci, domnul, vezi cei care au plătit. Păi, explic, domnul. Și vin la primărie să-ți ridice banii. Da. Poate să-i ridice. Da, domnule. Să facem notă, să facem tot către agenții fiscali și se dau bani. Dacă nu și nu-ți doresc, cei care revine la mine, rămân în buget și va avea pentru anul viitor. Nimeni nu pierde nimic. Deci cetățenii vede ce spun o să se și o să se vadă faptele este, nu minciuni, o să vadă. Fie că nu o să vină să vedea stați în o să vadă. Asta. Deci comisia de specializare. Comisia de favorabil. 2. Trei. Având în vedere că persoanele care fac aceste proiecte sunt nerecunoscute de prefectura Bacău și poate ar fi chiar la vitriză ce aveți proces, nu pot da aviz favorabil. Da. Domnul președinte, două voturi pentru și două abține sau nu poate aceste lucruri? Avem și un lucru. Unu, parcă un număr, trei de unul la... Trei de hotărâri privind rectificarea bugetului local al comunei Livezi de Țibacău pe anul 2020. Deci acum eram bucuroși la rectificarea asta de buget, să avem și noi o sumă, primită de la Dumnezeu. Eram foarte, cred că cetățenii se bucurau cel mult când vinem cu sprijinul meu. Dar, din păcate, n-am primit. Rectificând doar bugetul, pentru acest proiect, finalizarea șarfantului de la Prăjoaia, proiectul a fost să mai dispune. Balastarea, mai avem în urma proiectului pentru secțiunile de apă, s-au omis. Așa că puteți să lași drumul înapoi cum l-ai găsit și cum l-o să, chiar dacă nu le-așa trebuia să și-l facem, dar îmi pare rău că doar mergem cu balastul. De atâția ani nu s-a pus asfalt. Noi trebuia să vorbim, să vorbim nu de balastare, trebuia să vorbim acum de asfaltare. Deci este o rușine, o rușine pentru această comună și pentru acești consilieri care tulbură și revenesc tot timpul, nu spun nimic concret, doar arătă numai cu degetul, cu degetul, cu degetul și atât, altceva nu știu. Deci, mi-e rușine să spun că în 4 ani nu s-a făcut nimic, s-au blocat și PNDL-ul 1, s-au blocat și PNDL-ul 2 de asfalt, nu s-au făcut la finalizare, au urmat un asfalt prost, care se vede foarte clar la Prăjoaia. S-a distrus, n-au mers cu șanțul, au lăsat șanțul în scăzirea, n-au făcut șanțul, n-au făcut altul, n-au făcut un gust și-au bătut joc. S-au bătut foarte mult de aceste proiecte. Au blocat un proiect de 1 milion de euro în PNDL-ul 2 de asfalt. Tare, mie este rușine să vorbim de a aduce în partea asta. Deci este o rușine pentru această comună. O rușine și pentru cei care ne-au condus la actual. Și vor din nou. Și vor, numai doar prin rămâne, acuzații care nefondate. Nefondate. Asta e rând la sau acuzat. Nefondate. Acuzații nefondate nu le cunosc. Ei, voi, nu le aprobă, le trebuie avize, le trebuie toate.
Deci n-are rost să ne luăm. N-are rost. Vreau să vă duc un moment. Domnul primar Coacă, spuneți-le și vouă, de ce nu se lucrează? În acest moment trebuia să fie finalizat 5 km de asfalt în comuna Livez, pe penedele 2, care urma să înceapă să dă dispoziții de începere a lucrărilor în satele Prăjoaia, ulițele amândouă, el trebuia să fie finalizat la momentul ăsta. Știți de proiect, de acest proiect? Am impresia că trebuia finalizat. Deci este Prăjoaia, da, da. Ulițele amândouă, H-ul de la Vale spre Baltă, da. Bălăneasa în spatele școlii, da. Ulița de la care merge la bazilică, la drepturile de apă, la Biserica Ortodoxă din satul de sus, pe lângă Căminul Cultural, ulița Orășa, la Moară. De ce nu este finalizată? Lucrarea a fost finanțată, a fost scoasă la licitație, constructorul a câștigat licitația, trebuia doar să-i dați drumul la treabă. Cine m-a oprit, domnul? Bă, da, eu răspund, eu știu că am plăcut. Spuneți-mi, da. În luna iulie a fost semnat contractul de către primar, vă spun, de viceprimarul Cotribar, a scos la licitație, nu știi omul, că el e pe planul, nu știi cum se scoate licitația. Licitația nu face primar. Ascultă, ai spus, tu, dar ai spus la licitație, mici, nu este semnul de plată, așa că este comisie de urmă. Așteaptă să-ți dau răspunsul. A scos, el nu știe, că dacă n-ai în curs și n-are capacitate pentru a conduce primărie, a scos, vă spune de ce e locat de el, a scos la licitație, evaluarea terenului, neștiind că n-are capacitate să ducă, nu mai este 3 ani, mai este lucrarea făcută tot de același proiectant, n-a mai fost valabil că s-a schimbat legea domnului incompetent, în care, la un an de zile, la un an de zile este valabil expertiză. În venirea mea, în mai, am încercat să rezolv problema. Dar și această expertiză plătită de către domnul Ichim, cu 5.000 de lei în bani, a expirat și asta. Deci proiectul este blocat din cauza lui, urmând ca noi acum din nou să angajăm o altă expertiză ca să putem da drumul la proiect. Niciun proiectant nu lucrează fără o expertiză, să spună clar și ce, cum să facă. Deci domnul Ichim a blocat prin retragerea compartimentului nostru achiziții, a dat 30% și a angajat pe domnul Rotaru, un consultant care ne-a blocat. Pe acestea. Bă, da, ați distrus totul. Și nu numai asta ați blocat, domnule, de ce întrebați? Ați primit proiectele de 1, în care nu l-ați finalizat până început. Nici acum nu l-ați finalizat. Cum puteți să vorbiți că l-ați blocat și pe asta? Deci, actele sunt doveditoare. Cei care vor să intre ne-i prezint absolut tot. Am încercat, de anul trecut, când m-ați dat seama că ați făcut o prostie, și ai să răspuns în fața consultului că te va da în judecată, pentru neîncederea lucrărilor, fiindcă ai scola de licitație un proiect fără expertiză. Și sunt modificări pe proiect în care nimeni nu mai acceptă finanțarea, nu mai acceptă de la guvern, că dacă știi măcar cum e din finanțare, nu știu nici la care nu le vine. Nu ne mai acceptă, fiindcă situația când tot când o să le facem, nu mai se încadrează. S-au modificat? Da, s-au modificat toate, domnule. Domnul? Cu timpul. N-a trecut nimic, dar cu timpul, mă, hai să te supați. Domnul! Trebuia terminat asta, domnule. Domnul, domnule incompetent, de un an de zile ai ținut dumneata acele spiritare rezolvată. Eu nu mai sunt nici asta, domnule. Nu mai minți, domnule, că este expirată 6 luni. Este expirată 6 luni. Domnul, nu 6 luni, nu este valabil. Nu știi, tu nu știi cum te minți. Băi, mintea nu știi cât face 6 luni, nu știi cât măcar câte luni avea. Nu știi măcar cât e plecat. Abar nu ai. Deci nu mai minți. Se va dovedi aceste semnături și o să ne prezint contractul semnat de dumneata cu expertiză de un an de zile valabil. Ai blocat totul, ai distrus totul în ce se comună. Mințând cetățenii că nu te-a lăsat conducea sau PSD-ul sau nu știi ce, că n-ai zis, nu domnule, ai blocat tot, tot ai blocat, tot, ai blocat și proiectul european care ți-a luat bani din fonduri europene cu lămpi, cele trei sate, ai blocat, ce ai făcut domnule în 4 ani? Domnule, argumentează, ce ai făcut în 4 ani? Un proiect, măcar, cum faci noi fără aviz, asfaltul ăsta, urea ca aici, parcare, spune ce ai făcut în 4 ani? Nimic, spune domnule, tu spui numai minciuni, că s-a blocat cineva în 4 luni,
Și am la dreptul să nu mai funcționeze. Funcționarul din primărie să nu mai facă treaba. Nu știi nimic. Nu mai avem proiecte, nu avem nimic. Domnul Rotaru nu răspunde. L-am sunat, nu vrea să răspundă la nimic. Jucul la vrea să nu avem documentație. Proiectul știi măcar nu este proiectul, domnule. Știți măcar nu este acest proiect? Unde este acest proiect? La achiziții, domnule. Domnule, este bine închis, domnule. Este la Iași, domnule. La proiectat, la argumentare, nu la Iași, domnule. Acolo este domnule la Iași. Știți măcar ce mi face expertiză? Și incompetențe. Și îmi spun, să mă contrazică cineva pe acest comitat ședințar, cât este valabil la expertiză. Domnul Ichim a semnat contractul anul trecut pe 1 iulie, fără o expertiză valabilă. S-a modificat legea. Nu mai este 3 ani expertiza valabilă, acum este doar un an. Să mă contrazică cineva. Să-mi spună, din luna anului iunie și până acum, cât a avut termen. Proiectul nici măcar nu există aici. Să ne prezinte. Te rog frumos, chem doamna de la achiziții. Da, duce te rog doamna de la achiziții. Să ne prezinte dacă avem un proiect noi aici. Eu nu știu noi, asta e care. Domnule, cine a fost închis în Germania? Pentru ce ai fost închis în Germania? Eu am fost închis în Germania. Nu? Păi, da,
de preversare, pentru să nu ia nimic. Ascultă-mi, după ce s-a povestit că sunt nevinovat, mi-a dat desfăcut în statul german. Și tot vorbim. Eu vorbim? O poliția e ține pe oricine că n-are suspiciuni. Iar dacă se dovedește, nu e vinovat. Vorbiți, domnule, de condamnați. Vorbiți de condamnații care îi promovați. Vorbiți de condamnați, nu de oameni care îi oprește și poliția și nu verifică. N-ai fost pe ei, tot spui germani! Da, domnule, ce stai dumneavoastră? Eu spun de ce te-ai lăudat în casă? În timp, când ai fost de nevoie, tu mi-ai dat, era un chis, ce un caz de recontă în Germania. Domnule, de ce mi-ai spus? A fost bani, de ce mi-ai spus? De ce? Dacă le sunt politică, de pe timpul în față, au continuat cu el, doamnă cu Johnny. Nu știi nimic acum. Nu s-a reprezentat cu prietenul. Spune-o. Domnule, nu știu nici să ne plătim pe ce. Hai să te-ați 12. Deci, nu am luat bani de la cei noi ne mai dăm. Și facem și treabă. Nu-i scoateți voi 200 de miliarde de oameni ăsta.
Cine se abține? Trei persoane. Nu știu, trebuie să mai pun.